Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Propunem o temă culturală în această seară despre Cenaclu Columna, peste 6 decenii de istorie, de fapt în slujba culturii gorjene, și avem ca invitați doi dintre reprezentanții de seamă ai acestui cenaclu din două puncte de vedere. Scriitorii Marius Iorga și Valentin Chepeneac, dar și doi dintre conducătorii acestui cenaclu, e vorba de președintele Marius Iorga și de secretarul, am zis bine, da? Valentin Chepeneag, secretarul acestui cenaclu. Bun venit, domnilor, în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit. O să începem cu ce am intitrat noi, pentru că cenaclu Columna a fost de-a lungul ultimilor decenii o stare de spirit, o mișcare culturală, un loc unde s-au șlefuit talente, s-au format scriitori, toate acestea la un loc. Și toate lucrurile au început de prin anii 50, practic. Nu se numea probabil Columna la vremea aceea. Nu, cred că se numea Mihai Eminescu. Da, ceva de genul. A urmat însă perioada titură 2, magistrul dând și denumirea aceasta de Columna. Columna. Da, titură 2 s-a folosit foarte mult de funcția pe care a avut-o, respectiv de profesor. A reușit să găsească printre elevi pe cei cu talente, pe cei care doreau să scrie. I-a atras către cenaclu Columna și a reușit să facă câteva lansări pe piața literară a perioadei respective, chiar lansări foarte bune, oameni care acum sunt chiar membri ai Uniunii Scriitorilor. Eu aș putea să vă dau chiar așa niște nume. Chiar să încercăm să exemplificăm. Pentru că este vorba de Adrian Frățilă, este vorba de Aurel Antonie, Adrian Frățilă poet, Aurel Antonie prozator. Au fost și poet, că el începe ca și el începe cu poezia și după aceea a trecut la proză. Mai sunt domnul Gelu Birău, Spiridon Popescu, profesorul Zenovie Cârlugea, care, bine, domnul Cârlugea nu a fost elevul domnului titură 2. Dar pe lângă aceștia au fost și cei mai, să zicem, mai puțin titrați, oameni care au iubit literatura, cărora le-a plăcut să citească și cărora le-a plăcut să scrie, pentru că nu se poate să scrii fără să citești, să citești fără să scrii se poate. Deși tot românul s-a născut poet, nu totdeauna a scrie poezie înseamnă să și scrii poezie de calitate. Bine, mai, după 89 sunt foarte mulți care s-au văzut poeți, scriitori, așa, deci au bătut la porțile literaturii, credeau că chiar au valoare, dar de multe chiar ori s-au pierdut pe drum. Da. Acum există un oarecare salt, ca să spunem așa, sau o modificare asupra percepției sau a percepției asupra ceea ce înseamnă cenaclu. Înainte de 89, știm cei care am prins perioada respectivă că existau puține modalități de petrecere a timpului liber, odată, și existau puține modalități de a te face cunoscut ca și scriitor. Cenaclu oferea această posibilitate nu numai pentru că puteai să te întâlnești cu cei ai domație, ci și pentru că prin publicațiile pe care le edita Cenaclu, atunci în perioada respectivă s-a început Gorjul Literar, o publicație gen carte care apărea și care cuprindea cam pe toți cei care reprezentau ceva la nivelul județului Gorj, în speță cenaclul Columna, care era așa considerat cel mai en vogue, cel mai puternic cenaclu, pentru că mai erau și alte cenacluri, dar fiind cumva în municipiul reședință de județ, era considerat cel mai puternic.
după 89, deci eu am început să vin în Cenaclu Columna în 1988, imediat după ce am venit în oraș, după facultate, la terminarea facultății. Și pot să spun că față de ceea ce s-a întâmplat după 90, atmosfera de Cenaclu era cu totul și cu totul alta. Adică erau mult mai mulți, discuțiile erau paradoxal mai libere, deși din nu am avut personal de a face, dar au fost câțiva care mi-au povestit despre problemele pe care le-au avut cu securitatea. La un moment dat a fost chiar un securist, să zicem, infiltrat, deși el a spus, deci a venit și a spus pe față că misiunea lui este să observe și să raporteze eventual tot ce se discută, pentru că am înțeles că, mă rog, au fost niște discuții și știți cum este, la o întâlnire din asta nu se poate să nu apară un banc, să nu o glumă sau o trimitere care deranja. Și se pare că au mai fost și alții care au ciripit și de atunci s-au mai potolit așa și s-au mai liniștit cei care aveau gura mai mare. Fac o paranteză, Marius. Lucrurile astea persistă să existe și după Revoluție, până pe 94, cu securiști infiltrați din vechiul sistem să-i urmărească pe cei de la Columna. Și avem cazuri unde unul din poeții noștri era să dea mașina peste el, tot felul de... Chemați la poliție, la miliție. Da. Aici la Târgu Jiu? Da. Deci au fost destule cazuri. Până prin 93-94 s-au tot ținut de... Chiar dacă se schimbase garda. Deci era în virtutea inerției pe undeva. A fost și încă o paranteză aș vrea să fac. Era foarte greu, la ceea ce spuneai tu mai devreme, era foarte greu să intri în Cenaclu Columna pe vremea aceea, pentru că era vorba de cenzură, publicațiile ieșeau din ce în ce mai greu, nu oricine, și dacă aveai publicații bune, treceai printr-o cenzură, dintr-un text rămâneau câteva rânduri, da, și era foarte greu și poate nu mai rămânea deloc. Și automat, ca și scriitor consacrat, să nu apare, era dureros, era... Și s-a părea din ce în ce mai greu. Din cei care au fost, din ce știți, acum mai mult din amintirea celorlalți, având în vedere că în 1988 deja suntem pe finalul perioadei comuniste, da, probabil Valentin chiar mai târziu a ajuns în acest cenaclu, sunt dintre scriitorii goceni care au avut de suferit din cauza, să zicem, cenzurii sau au fost ostracizați, au fost obligați să sufere din cauza regimului sau din cauza ce au scris, din ce știți? Nu, adică nu la un nivel la care... Pentru chiar că prin alte orașe, centre universitare s-a manifestat. Dar nu le apăreau textele sau... Deci nu erau... Da, adică oricum era o cenzură foarte bine pusă la punct, toată lumea știe. Adică nu puteai să apari cu orice, trebuia să respecti literele de lege nescrise până la urmă, dar nu puteai să publici chiar orice, trebuia să faci foarte multe compromisuri. Acum o să spun o chestiune destul de interesantă. Interesant este că dacă reușeai să publici, puteai să câștigi bani foarte mulți. Deci, pe vremea aceea. Pe vremea comunistă. Deci eu cunosc un caz concret pe cineva care a publicat o carte și care în perioada respectivă a câștigat 10.000 de lei pe cartea aceea. Deci o sumă foarte mare pe vremea... O sumă foarte, foarte mare. Și cartea nu era nu știu ce roman... ca să zicem, la nivel de Marin Preda sau alții. Era pur și simplu o culegere de proză scurtă, de debut, care a trebuit să se numească Câmpie însorită, pentru că nu putea să se numească altfel, adică nu aveai voie să îți... Un titlu de ăsta mai... care să poată să aibă conotații, să spunem așa. Conotații, să fie numai lumină, culori vesele, deloc negru, gri și...
nuanțe de ale acestor. Bun, asta a fost înainte de 89, după Revoluție, pentru că în primii ani cumva, din postura strict de observator, întâlneam Cenaclu Columna prin intermediul presei locale, Corjanul chiar publica din când în când materiale de la Columna, dar apoi, inexplicabil poate pentru unii, Cenaclu a intrat într-un con de umbră pentru mai mulți ani. Despre sfârșitul, cel puțin așa l-am perceput eu și asta aș vrea să vedem și dacă informațiile mele sunt cele corecte, cred că ponderea acestui Cenaclu, nu cred că s-a oprit niciodată ca funcționare, dar ponderea activității a fost din ce în ce mai mică sau mai puțin vizibilă la nivel public, an de-a rândul. Abia în ultimii ani, Cenaclu pare să fi fost revigorat, din ce în ce mai prezent în viața publică, în viața cetății, ați ajuns în ultimul timp și în mai multe licee și probabil veți ajunge în continuare, derulați diverse activități, până și promovarea aceea pe Facebook și pe, prin intermediul unor site-uri de internet, arată că sunteți în mileniu 3, deci v-ați adaptat din toate punctele de vedere. A fost nevoie să ne adaptăm, pentru că altfel rămâneam la stadiul de. Nu știu ce aș putea spune să definesc un stadiu. După 90, evident că toată lumea se aștepta la o explozie în toate domeniile. Cenaclu a funcționat în virtutea inerției, adică aceiași oameni care se întâlneau până în decembrie, se întâlneau și după decembrie 89, aceleași ședințe de Cenaclu. Ce se întâmplă? Cred că a intervenit acest angajament social, dacă vreți. Adică oamenii, trezindu-se în fața acestei libertăți, după ce fuseseră atâta timp închistați, au început să fie mai mult interesați de această libertate decât de a scrie. Deși ar fi trebuit să se pună la masa de scris și să scrie, pentru că atunci nu mai îi cenzura nimeni. Chiar adică aveau libertate. Aveau libertate deplină la creație. Acum avem exemple foarte mari, de nume foarte mari din literatura română, de la Mircea Dinescu, care practic n-a mai scos nimic după Revoluție, exact, de valoare, exact, la mulți alți scriitori. Da, chiar Buzura. Da. Cred că o carte sau două a scos după Revoluție. Și Dere Popescu și chiar Dere Popescu nu a mai putut să mai scoată. Adică Dere Popescu este cumva considerat mai mult, da, sau mai puțin, dar va rămâne în istoria comunist. Literaturii. Însă da, este un foarte mare prozator și un foarte, foarte bun scriitor de teatru. Apropo de asta, cu ani în urmă, regretatul Pavel Everac, la o vizită la Târgu Jiu, spunea faptul acesta că, din punctul de vedere al literaturii, și poate vă întreb dacă poate fi considerat adevărat, din punct de vedere al literaturii, Revoluția n-a adus un plus, pentru că explozia libertății, chiar așa spunea și el, a canalizat energiile în altă direcție. În altă direcție, exact. Și, da, și s-au irosit foarte multe oportunități. La asta se referea Everac. Plus, că a mai devenit și o altă problemă, dacă un scriitor, vă dați exemplu, câștiga 10.000 de lei la un scriitor gorjean, no, să spunem, exact, sau poate chiar mai mult dacă era la nivel național, să spunem, un scriitor, după Revoluție, încet, încet, și mai ales în ultimii ani, aproape, nu numai că nu câștigi, dar plătești ca să-ți publici cartea, deci ceea ce e foarte, pentru unii e foarte costisitor. Este costisitor, apare... Oricum, drepturile de autor deja... Drepturile de autor, la ora actuală, cred că se discută la nivel de exemplare gratuite. Da, da. Și asta, atenție la edituri cu nume din țară, de la scrisul românesc, la Dacia, Cluj și multe alte, Eminescu la Iași sau unde este așa, Junimea și toate celelalte edituri care făceau, și când ți apărea înainte de 89 o carte la aceste edituri, deja aveai o etichetă de scriitor consacrat. Acum aceste edituri supraviețuiesc, cum spuneați mai devreme, cu câteva exemplare date ca drept de autor. Și cu cărțile plătite de autor. Da, bineînțeles. Bine. Mai e o chestie. Bine, mai cei de la sponsor, periferia există, țării, da, deci dincolo de municipiul București, de capitală, cu greu intră într-o editură cunoscută.
cum e Poliromul, cele mai mari, la cele mai mari. Deci foarte greu, foarte greu să intri. Aici, e, da. Dacă nu faci parte din urma Orbea Bucureștiul sau dacă nu ești cunoscut cu cereri trimise de la cei cunoscuți sau membrii Uniunii Scriitorilor, indiferent de regiuni, greu. Indiferent cât de bine scrie. Bine, eu vreau să vă spun că știind ce invitație am și câteva provocări, adică una dintre ele ați văzut-o zilele acestea, nu știu, apropo de cum se intră în această Uniunea Scriitorilor, din două motive. În primul rând că sunt nume consacrate și în literatura din Gorj, în general, în viața culturală a Gorjului, care bat la porțile Uniunii Scriitorilor de mulți ani. În același timp avem un gest public zilele acestea, Andrei Pleșu, parcă domnia sa a anunțat că nu mai vrea să facă parte din Uniunea Scriitorilor, nemulțumit de conducerea centrală a Uniunii Scriitorilor. Ce vreau să spun cu chestia asta, nu cumva și pe aici început să apară corupția, toți suntem acasă într-o situație de genul ăsta la nivel de țară, deci dacă e în politică, am văzut că este și în presă, ca să vorbim de breazla jurnaliștilor, a apărut și în breazla scriitorilor? Da. Este un adevăr și în această provocare pe care ne-o lansezi. Din păcate, banul este ochiul dracului. Și paradoxal, chiar și acești creatori de frumos se lasă ispitiți de ceea ce înseamnă banul, ca să nu spun neapărat putere. Pentru că, până la urmă, puterea se măsoară tot în lei. Sau poate în euro. Sau poate în euro. Acum, pentru că ai vorbit de Gorj și de cei care bat mai mult sau mai puțin. Am înțeles că s-a simplificat dosarul pentru Uniunea Scriitorilor din România. Personal, pentru că suntem între prieteni, cred că... Și cu telespectatorii. Evident, dar așa. Prieteni suntem. Da. Și am citit și eu chiar de curând niște comentarii publice făcute de oameni cu greutate. Cei mai mulți intră în Uniunea Scriitorilor sau se mulțumesc să fie membri ai Uniunii Scriitorilor datorită pensiei. Asta am vrut eu să spun mai devreme, dar am lăsat-o. Adică acelui 50% din pensie pe care... suplimentar ți-o asigură calitate de membru al Uniunii Scriitorilor. Și atunci lumea se gândește că nu strică niște bani atunci când poate că te uiți și aștepți poștașul să-ți aducă pensia lunară care nu este prea mare în România, din nefericire, indiferent de domeniu. Da. Poate, să zicem, magistratura să fie mai avantajoasă. Da, adică, da. Până la urmă, Uniunea Scriitorilor sau, nu știu, începe, sau nu neapărat că începe, dar și-a pierdut, și-a rătăcit, poate, menirea de la care a pornit. Pentru că, până la urmă, îți poți... edita cărțile, nu te întreabă nimeni în momentul în care te duci cu o carte la o editură dacă ești membru al Uniunii Scriitorilor sau nu, editorul își citește cartea, ți-o acceptă, pentru că nu se pune o editură, nu se pune numele unei edituri pe orice fel de carte, chiar dacă apar orice fel de cărți. Dar se zice că ar fi așa un fel de breaslă a scriitorilor, Uniunea Scriitorilor. Pentru că, așa, ca să vin cumva la cenaclul nostru, la cenaclul Columna, nu se dă examen, nu trebuie să fie nici, nu se face niciun fel de dosar,
Așa cum spuneam la ședințele, la întâlnirile pe care le-am avut cu elevii de la câteva licee de aici din oraș și din Sadu, și o să mai spun la fiecare întâlnire cu elevii, la Cenaclu vine cine dorește, cine dorește să se apropie de literatură, nu neapărat ca și creator, ca și producător de literatură, ci pur și simplu numai ca și consumator de literatură. Este un fel de club, să zicem. O cafenea literară, nu? Cafenea. O cafenea literară, dar nu, să nu se înțeleagă. De-aia am pus în teghilimele să nu. Deși, acum nu ne ascundem după deget, deși se bea o cafea, se bea un pahar de vin, da, încă de pe vremea comunistă, pentru se putea și atunci, s-a instaurat așa un fel de tradiție, cel care citește să aducă ceva de băut, probabil ca să îndulcească, să fie mai digerabilă lectura, lectura și să îndulcească criticile ulterioare lecturii materialelor pe care le aduce. Acum, după 90, imediat, pentru că înainte nu a existat așa o, deși vorbeam de gojul literar, dar acesta apărea când și când, în momentul, în 90, când a fost libertate, s-a discutat și s-a decis, hai să facem o revistă, mă rog, o publicație a Cenaclului, care să reprezinte Cenaclul. Și pentru că încă nu intraseră tipografiile, încă nu apăruseră copiatoarele, prima dată și prima dată s-a scos, s-a editat, mă rog, e mult spus, de fapt s-a multiplicat, 4 foi bătute la mașină, da? A fost un copiator, nu mai știu pe unde l-au găsit, și așa a ieșit Caietele Columna. Primele numere. Primele numere. Pentru că, de fapt, de asta s-a și numit caiete, pentru că au zis că este o publicație a Cenaclului. După aceea... Și venea în continuarea unei publicații dinainte de 89, suplimentul la Gazeta Gojului, cred că Columna se numea. Da, cei de la Gazeta Gojului mai ajutau. Dar ieșea când și când, nu? Da, da. Păi nu, era da, un periodic așa, câteva numere pe an, cred că scotea, la câte, sau nu era la o lună, cred că era trimestrial sau ceva de acest gen. Și a fost nevoie și de o constituire juridică, în 99, târziu, dar în 99 s-a constituit juridic Fundația Culturală Columna, care a fost înscrisă la tribunal și care de atunci ființează, care a reușit să mai ajute pe unul, pe altul, cu cel puțin cu acest cadru juridic de care este nevoie, adică contract de sponsorizare, cont la dispoziție, și în felul acesta să se poată utiliza niște bani din sponsorizări. Păi, asta era una din întrebările care se pune pentru cei care, să zicem așa, sunt mai puțin familiarizați cu problema de cenaclu, ce înseamnă un cenaclu, cu ce ajută, dar pe cei care ar bate la porțile cenaclului Columna sau oricare alt cenaclu, dar Columna, pentru că este cel mai cunoscut din Gorj și, iată, și o lungă tradiție, cu ce ajută pe un tânăr care, iată, iubește literatura sau, mai mult, vrea să producă, să scrie. Chiar sunt, că mai ales liceenii sau în primii ani au așa o dorință de a se exprima și de multe ori sunt și persoane foarte talentate. Cu ce vine cenaclu Columna pentru ei, mai ales că ați spus că ați mers în licee, v-ați întâlnit cu elevii și unii dintre ei, surprinzători în aceste vremuri, au și nu numai inclinații spre citesc literatură, consumă chiar literatură. Chiar dacă acum sunt cu totul alte priorități, de la rețelele de socializare și până la efectiv la bloguri și la alte lucruri.
Cu ce ajutați? Spuneați deja cu un cadru juridic, asta e o primă problemă. Bine, până la cadru juridic, Cenaclul este o școală. Știu că asta ar crea o oarecare repulsie pentru eventualii candidați. Este o școală pentru că asigură, se constituie într-un cadru oarecum organizat de a învăța și prin greșelile altora cum se face literatură. Nu există un profesor. Deci nu este un, cred că se numește creative writing. Deci nu este așa ceva, adică cineva să-ți predea. Nu. Se organizează ședințele de cenaclu. Acum le organizăm o dată la 2 săptămâni, joia de la ora 19, unde ne întâlnim și este programat un lector. Un scriitor care vine și citește o bucată de un fragment de roman, o bucată de proză, o proză scurtă, exact cum și-ar prezenta poezii, opera în fața juriului. Da, oarecum. Dar nu juriu, da. Adică nu se dau. Nu se dau un premiu. Nu, da, se nu dau, se dau, da, da. Din momentan nu se dau premii. Da. Nu se dau cum se zice, hotărâri judecătorești. Deci nu se dau decizii. În general, pornim de la premiza că atâta timp cât scrie literatură, este un om deosebit. Deci a ieșit din gloată și a depășit condiția de Facebook. Și cei care doresc, cei care îi lecturează sau îl ascultă, pentru că el trebuie să vină și cu câteva exemplare pe care să le citească colegii de cenaclu. După ce a lecturat, se trece la partea cea mai amuzantă, care sunt discuțiile. Adică fiecare emite o părere personală, mai mult sau mai puțin avizată, dar de care până la urmă el va ține cont. Chiar dacă pe moment se supără. Sunt mulți care se supără. Sunt mulți care poate pleacă nedumeriți. Sunt mulți care, sau neapărat mulți, puțini, unii dintre cei care citesc și care vin pentru prima dată, sunt oarecum nedumeriți de faptul că mesajele lor nu sunt cele care aveau ei impresia că sunt. De fapt, dau ochi cu acel consumator de literatură. Numai că dacă și-ar publica scrierea, nu ar avea feedback-ul. Nu ar mai primi niciun fel de comentariu, decât cunoștințe, relații sau vreo întâmplător. Pe când aici, de fiecare odată că primește comentariile direct la ceea ce a citit el, ceea ce a prezentat, sau venind la celelalte ședințe ale cenaclului, va vedea și va învăța comentariile pe marginea lecturării altor persoane. Și va învăța și el din greșelile lor. Acum, sunt și greșeli de gramatică. Adică, sunt greșeli de exprimare. Sunt trimiși cei care vin, li se spune, puneți mâna și citiți. Câte biblioteci ați citit înainte de a începe să scrieți sau înainte de a veni aici? În ultima perioadă se scrie foarte mult și urmărim chestiile astea pe Facebook. Deci chiar se scrie. Doar că cei care ajung să deschidă ușa unui cenaclu, punând ghilimele mele asta, sunt foarte puțini. Din ce cauză? Pentru că în lumea virtuală ei nu iau în calcul criticile, sau dacă sunt critici, sunt din partea prietenilor, felicitări, nu știu ce. Dar continuă să scrie. E, în momentul când au intrat într-un cenaclu, se pot trezi cu critici dure, vin la o ședință, după aceea nu mai auzi de ei. Asta înseamnă cenaclu, practic. Și teoretic și practic. Să vii
nu numai la o ședință să spună scrii bine sau scrii prost. Vii, ai trecut odată, înveți din greșelile tale, mai vezi și pe alții cum scriu, ce prezintă, pentru că sunt niște literați la Cenaclu, critici, cunoscuți în Gorj, care își exprimă o părere. Și aici nu e vorba de prietenie, că suntem dincolo, în momentul în care intrăm, suntem toți prieteni. Dar acolo avem păreri diferite. După ce plecăm de acolo, rămânem aceiași oameni care am intrat. Ei, pe ei asta îi sperie, pentru că se lovesc de niște, practic, sunt niște adevăruri. Și cei mai mulți, mă uit așa la tineri, de parcă aș avea nu știu cât, ce vârstă, mă uit, ajung la 22 de ani, dau așa o vârstă și au 2-3 cărți. Sau, eu nu zic că nu scriu bine, dar poți să fie deci, toți da, cu un Arthur Rimbaud, de exemplu. Da, ok, nimic de osebit, nimic de zis în chestia asta, dar treci prin mâna unor critici, că de-aia există critică literară. E un lucru pentru ei. Acum, deci pentru ei, nu, pentru că vor ajunge la cena, ce se întâmplă? De obicei, evident, încep să scrie 16, 17, 18 ani, da? Merg la profesori, cine merge? Că sunt mulți care nu merg la profesorul de limba și literatura română să-i arate, domn profesor, doamnă profesoară, uitați, eu scriu. Ce spuneți dumneavoastră? Așa. Profesorii oricum o să-i încurajeze. Niciun profesor nu va zice... Cam asta e menirea de acolo. Scrii prost, nu exact, mai scrie. Scrii prost, nu mai scrie. Nu, mai scrie. Pentru că oricum, prin exercițiul tău personal, vei învăța și vei progresa. Venind la Cenaclu, aici se schimbă puțin problema. Adică membrii Cenaclului sunt în cea mai mare parte, sau bătrânii, sunt cei care au oareșcare experiență. Ca să nu spunem că sunt cei care au deja cărți publicate. Și despre cărțile lor s-a discutat. Avem profesori, avem pe singurul profesor care are pe diploma de facultate critică. Deci este licențiat cu critică. Este domnul profesor Ion Trancău. Nu știam asta. Da, care... Da, dumnealui totdeauna se laudă cu că eu sunt criticul cu patalama. Da, profesorul retragere de la Spirul Haret. Retragere în sensul că dânsul este deja la pensie, da. Dar încă mai reușește să ducă generații. Da. Și este omul nostru de bază, pentru că dumnealui reușește să analizeze și să discute în termeni... didactici, în termeni pe care se înțeleagă oricine. Nu neapărat o critică elevată. Pentru aceasta o face pe ziar, în articolele dumnealui. Dar avem și profesori de limba și literatura română, profesori universitari de la Constantin Brâncuș, de aici, de la universitate. Profesori de liceu. Da. Profesori de liceu. Important este pentru cei care scriu și pentru cei care au în ei această dorință de a se dezvolta în literatură, în ceea ce înseamnă creația de literatură, poezie sau proză, în primul și în primul rând trebuie voință. Deci, odată voință să scrie, voință să continue, voință să dea piept cu ceea ce înseamnă Cenaclu cu Columna. Acum, noi am discutat foarte mult în ultima perioadă, cei mai bătrâni Cenaclului, veteranii, am discutat referitor la ce spunea Valentin despre cum să facem să-i atragem și să-i menținem în Cenaclu. Se încearcă modalități educative, evident. Se încearcă un adevăr nuanțat, o critică nuanțată.
se încearcă și, de fapt, o să încercăm. Am discutat cu Spiridon Popescu, am discutat cu Cristian George Brebenel despre posibilitatea de a institui un premiu sau două premii, însemnând sau constituindu-se în carte de debut, adică noi să suportăm cheltuielile pentru o carte de poezie sau o carte de proză. O idee interesantă. La sfârșitul anului, deci debut, am discutat ca acest premiu să fie în cadrul festivalului Tudor Arghezi. Da. Pentru asta, evident, vom avea nevoie să strângem bani. Și Fundația Columna aici apare ca și suport juridic. Lucrăm. Cred că este în faza de o antecorectură, o antologie care apare tot sub titulatura de Gorjul Literar. S-au adunat materialele, este la tehnoredactare, o parte din bani o va suporta Centrul de Creație, Centrul de Cultură a domnului Cepoi, și noi încercăm să găsim niște sponsorizări sau să sponsorizăm cu buzunarele proprii pentru o calitate mai bună, pentru că până la urmă despre asta este vorba, despre calitatea antologiei. Din punct de vedere fizic, hârtie bună, copertă frumoasă, care trebuie să fie, pentru că până la urmă este și o antologie rămâne cumva în istoria locală, în istoria culturală a acestor meleaguri. Da, sunt idei foarte interesante cum vreți să vă implicați, cum ați reușit deja să captați tinerii. Vreau să vă spun, să vă pun două sau trei mesaje care le-am primit astăzi, pentru că aș vrea să mai discutăm și un alt eveniment în care, chiar dacă să zicem de data aceea, Valentin este mai implicat, la această acțiune cu siguranță va fi și Marius Iorga prezent și mulți alții, inclusiv subsemnatul. Dar înainte de asta, cineva vă întreabă, spune așa: sunt Cecilia și vă salut invitații. Am discutat cu domniile lor, apropo de greșelile de gramatică, probabil din mesajul, e mai cu domniile lor să fac și o parte din acest cenaclu. Din păcate, nu m-am ținut de cuvânt cu prima vizită. Atât, nu mai zice altceva. Deci probabil așteaptă o nouă încurajare. Sau. Da, posibil. De obicei eu mai umblu pe Facebook, îi mai găsesc. De obicei și eu mai umblu pe Facebook. Da, de obicei ne-am făcut. Lăsați, cât face Alex Ștefănescu și toți oameni titani ai literaturii, până la urmă, cu un Alex Ștefănescu, apropo de critică literară, este totuși un reper. Și scriitor. Cu siguranță aveți un exemplu de urmat. Aici sper să nu se supere, dar pentru că îi pomenesc numele, dar aici un vinovat, în ghilimele, este Daniel Murăriță. Pentru că de la el a pornit această idee de a pătrunde mai puternic pe piața aceasta virtuală, pentru că el, pur și simplu, el a venit și a zis: hai și cu Facebook-ul, hai să facem și un blog. Și ne-am apucat de treabă. Are o experiență deosebită în acest domeniu, inclusiv pentru bloguri școlare, pentru reviste școlare. N-am abordat ideea revistelor școlare, că la un moment dat atrăgeau foarte mult și poate erau pepiniera pentru mai târziu pentru cenaclu. Din păcate se pierde această tradiție, revistele școlare sunt din ce în ce mai puține. Dar vă întreabă cineva: domnule Iorga, în primul rând salutări de la Roșia. Aș vrea să vă întreb, legat de acest cenaclu, dacă primiți membrii și de școală generală. Dar nu există vârstă. Da, evident că primim
de la, ce să zic eu... Bine, condiția totuși e să scrie totuși ceva sau măcar să fie. Nu neapărat. Poate sunt și cei care vor să vadă despre ce este vorba și după aceea, adică... Uite, noi ne mai gândisem la... Discutam cu Marius în drum spre Severin într-o seară. Ne mai gândisem la o idee să mergem și la școlile primare, generale și grădinițe și pentru fiecare segment al lor să facem câteva concursuri la nivelul pentru școală generală, pentru școală primară, adică să-i motivăm cumva. Că sunt scrieri pentru nivelul lor, bineînțeles, nu sunt... Da, nu este niciun fel de problemă. E păcat să nu îi scoatem în evidență, plus de asta le dăm și lor încrederea să meargă mai departe, să scrie și să citească pentru... Dar am avut Alexandra Mănescu, acum cred că este căsătorită, a venit la Cenaclu cu o lumnă în clasa a șaptea și a venit la Cenaclu tot până a terminat liceul. Deci nu există nici limită inferioară, nici limită superioară. Cred că decanul de vârstă este pe la vreo 80 și... Domnul Ion Gociu. Ion Gociu, da. Scriitor care a descoperit, adică de fapt a lansat prima carte la o vârstă extrem de înaintată. Apropo de Ion Gociu, de Spiridon Popescu, de Ion Popescu, Brădicen și alți membri, unii dintre dânsii au fost pe lungimile noastre de undă, adică în interviuri înregistrate sau chiar aici în studio, așa că pe undeva telespectatorii cunosc. Încă un mesaj, salutări invitațiilor dumneavoastră. Nu vreau decât să vă felicit pentru emisiune. Deci nu ne întreabă nimic. Da. Și încă un mesaj. Domnule Iorga, mă bucur că ați rămas la fel de tânăr cum v-am cunoscut. Nu semnează nimic. Asta e un lucru bun. Da, asta este un lucru bun. Da. Așa. Haideți să trecem la subiectul legat de Unirea Basarabiei, pentru că ne-au rămas puține minute din această emisiune. Până să vorbim de chestia asta, că tot vorbeai, domnule Iorga, cineva îmi spunea, deci dacă nu spun pai, stau, ui, vorba lui Pierse. Cineva îmi spunea zilele trecute, felicitări, ai ajuns secretarul lui Iorga. Și zic, dacă n-am avut onoarea să fiu un 40 secretarul lui Iorga, iată că acum în 2015 am ajuns secretarul. Bine, în 40 nu știu dacă mai era, mai ales după ce s-a întâmplat din nefericire, că facem azi necaz, dar cu siguranță e foarte reușită replica. Avem 27 martie, apropo de istorie, sunt 97 de ani de la evenimentul Unirea Basarabiei cu țara românească, da, cu România. Să vorbesc așa pe deschis. Platforma Unionistă Acțiunea 2012, în parteneriat cu alte asociații civice, Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Gorj, Asociația de Elevi, Asociația Județeană a Elevilor, Consiliul Elevilor. Așa, în parteneriat cu aceste asociații, am adus din Basarabia un tricolor lung de 100 de metri. Am obținut și autorizație pentru desfășurarea evenimentului de pe 27 martie, orele 19 și 18, adică 1918. Am înțeles, da. Așa. Evenimentul va avea loc cu pornire de la Masa Tăcerii, pe Calea Eroilor, până la Coloana Infinitului. Avem un program artistic de muzică patriotică susținut de prietenul nostru, folchistul Florin Camen, de la Lupeni. Așa, plus după aceea lansarea 97 de lampioane, marcând data 97 de ani de la Unirea Basarabiei. Această lansare producându-se probabil la zona Coloanei, nu? Da, la zona Coloanei, da. Pentru că iar cu tricolorul se va merge în marș de la Masa Tăcerii până la Coloana Infinitului. Noi, prin mediatizarea care am făcut-o pe Facebook și urmând să dăm comunicat de presă către toate ziarele și televiziunile din Gorj. Iată, ați luat un avanpremieră cu ENSA TV. Da, mulțumim. Urmărim să aducem sau să scoatem în stradă, vorbesc spus, să scoatem în stradă peste 350 de persoane. Simpatizanții unionismului, persoane care... Cred că e un eveniment unic la nivelul județului. Pentru prima dată în județul Gorj să vină un tricolor sau să se aducă un tricolor de 100 de metri. Bine, lungime. Evenimentul, în afara efectiv a tricolorului și a
drapelului respectiv, cred că evenimentul este important și pentru istorie efectiv, pentru momentul acesta special. Suntem la 97 de ani, poate la 100 de ani o să găsim Moldova în Uniunea Europeană alături de România. Practic să fie unirea făcută sub standard european. Doamne ajută, Doamne ajută. Cineva îmi spunea astăzi că situația de acum nu este cu cea din 1918, când Basarabia se unește, primul teritoriu care dorește unirea cu România. Exclus lucrul acesta, pentru că dacă ne uităm în istorie, luăm anul de referință 1917, era război și la noi, era război și dincolo de Prut, iar primul teritoriu, trecând prin faze critice, România își mută capitala la Iași între 1916-1918. În Basarabia era încolțită și din partea Rusiei, dar după aceea, prin începutul Revoluției Bolșevice din 1917, Ucraina dorește alipirea Basarabiei la teritoriul ei, să formeze harta completă, fiind din Ucraina, celelalte state nordice plus Basarabia. Și practic și teoretic, Basarabia era cumva prinsă între două forțe, Rusia și Ucraina. Și iată că condițiile erau mult mai grele atunci. Guvernul de atunci... Erau și mai grele, dar și mai favorabile unele lucruri. Deci a fost un an special, 1918, apropo că vorbim doi profesori de istorie până la urmă și avem argumente și unul și altul aceste. Aici l-am băgat pe Marius la mijloc și l-am prins la mijloc. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Invitații, dragi respectatori, invitații noștri au fost Marius Iorga, președintele Cenaclului Columna, de fapt președinte de puțin timp, însă coordonator acestui cenaclu de foarte mult timp. Da. Așa. Valentin Chepeneag, generația mai tânără din cenaclu, dar care ați văzut, se pune deja în rândul bătrânilor din cenaclu. A fost o discuție între prieteni, poate o mai reluăm, pentru că ne propusesem și alte lucruri să le discutăm. Din păcate, timpul este necruțător cu noi. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Și noi vă mulțumim. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim de atenție.